ministrul de interne a dispus urmărirea membrilor familiei mele. Deci el nu poate să mă urmărească pe mine pentru că eu am pază de stat. Câți membri ai familiei noastre sunt urmăriți și de cât timp? Cel puțin câțiva. Nu vreau să dau mai multe detalii, dar și de cât am timp? Această informație. De ceva timp, de câteva săptămâni cel puțin. Veți depune o plângere în acest sens? Nu, nu o să depun o plângere, o să apelez la cetățeni să meargă la vot, să voteze pentru oameni onești. Aceasta a fost președinta țării Maia Sandu.